După trei săptămâni de expunere pe simezele din capitala Islandei, expoziția Eveniment despre Conacul Mocioni revine acasă. Începând cu ziua de vineri, 19 aprilie, operele artiștilor români și islandezi realizate în cadrul proiectului de revitalizare a Conacului Mocioni vor fi expuse la Centrul Multifuncțional Bastion. Expoziția cuprinde lucrări de fotografie, pictură, grafică și artă digitală realizate de artiști români și islandezi. Timișenii sunt așteptați la vernisajul expoziției vineri, 19 aprilie, de la ora 17, operele urmând a fi admirate de public până în 10 mai. În paralel, la Foen se desfășoară rezidența de artă stradală și peisagistică, unde artiști decorează fațadele a trei clădiri reprezentative din comunitate, primăria, școala și grădinița. Organizarea rezidențelor artistice și cea a expoziției itinerante fac parte din activitățile de revitalizare a Conacului Mocioni prin intermediul proiectului Reabilitarea, Refuncționalizarea și Revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, județul Timiș.